Cu emoție și cu tremur în glas, promoția 1975 a Colegiului Tehnic Miron Costin s-a reunit sâmbătă 12 septembrie. La acest aniversar, 40 de ani de la terminarea liceului, foștii colegi, astăzi bunici, au stat în bănci și au așteptat să se strige catalogul. Amfitrionul acestui frumos eveniment, Vasile Balcan, cunoscut om de afaceri, a pregătit în detaliu această mare regăsire, colegi, diriginte, profesori. Pentru cei care nu mai sunt printre noi, a fost pregătit un ceremonial religios. Domnul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată ești Fecioară, care născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască și sufletele adormiților robilor săi. Pentru mine este un privilegiu să reprezint școala de astăzi, dar îmi dau seama, aici în mijlocul dumneavoastră, că școala de astăzi este școala din totdeauna. Sunt deosebit de onorată să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați făcut părtașă la o bucurie, la o emoție, de o extraordinară intensitate. Eu astăzi primesc o lecție de viață și înțeleg că, de fapt, școala înseamnă mai mult decât bagajul acela de cunoștințe. Școala înseamnă, dacă mai era nevoie să înțeleg din nou, școala înseamnă oameni. Mă uit la dumneavoastră și chiar dacă încă n-ați apucat să vorbiți, vreau să vă felicit pentru toate realizările dumneavoastră. Mi se pare o frumoasă realizare faptul că sunteți astăzi aici, faptul că onorați memoria celor care din păcate nu mai sunt, faptul că din nou manifestați același respect față de școală, același respect față de domnul diriginte, față de fostul domn director, față de cei care au slujit la zidirea școlii, de fapt la zidirea noastră. Liceul s-a înființat în 1966, prima promoție în 1971 și am avut bucuria să fiu tot eu dirigintele lor. Dumneavoastră sunteți a cincea promoție și din nou spun cu bucuria că v-am fost dirigit. Mă bucur pentru toate cele bune care am auzit despre voi în diferite domenii de activitate. Mă bucur pentru succesele în familie, pentru bucuriile care aveți de la urmașii voștri. Aduc mulțumiri pe această cale tuturor profesorilor care au muncit și v-au instruit, v-au educat. Aduc mulțumire celor care s-au îngrijit ca viața voastră în școală să fie așa cum trebuie. Mă bucur încă o dată, spun, de succesele care le-ați obținut și mă rog ca bunul Dumnezeu să vă dea de acum înainte tot ceea ce doriți. Ca să fiu primul cu darea de seamă. Da. Dar nu înainte de a vă mulțumi dumneavoastră, domnule profesor Dexter, pentru promptitudinea cu care ați răspuns rugăminții mele de a organiza această prevedere. Profesorilor, doamnelor profesoare, domnilor profesori, domnilor maestri și pedagogi care ne-ați fost călăuze în cei 4 ani de liceu, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de ne revede astăzi și totodată vreau să mulțumesc gazdei noastre, doamna directoare de noagă, care a avut amabilitatea de a ne găzdui și de a ne primi în vechea clasă în care am absolvit liceul. Deși au trecut atâția ani, cred că se sezizează în vocea mea emoția tremurândă, parcă aș fi intrat noua în primul an de liceu. Au trecut mulți ani, cu bune, cu rele la fiecare.
A fost un moment plin de încărcătură emoțională, de bucurie a revederii și plin de amintiri. Foștii colegi s-au reîntâlnit după 40 de ani de la absolvire, iar bucuria revederii a fost imensă. Au redevenit adolescenți pentru o clipă și au depănat cu emoție și cu nostalgie momentele petrecute în 4 dintre cei mai frumoși ani ai vieții, cei de pe băncile liceului. A fost un prilej ca fiecare să-și prezinte realizările personale și profesionale, dar și pentru a se reîntâlni cu profesorii de pe timpul liceului. Și cum un astfel de eveniment trebuie marcat cum se cuvine, sărbătoriții au plecat spre un restaurant pentru a depăna liniște clipele dragi din adolescență.